Bună ziua! Fracțiunea PAS a contestat la Curtea Constituțională prevederile legii bugetului pentru anul 2021 ce ține de repartizarea mijloacelor financiare prin anexa 7 ce ține de investițiile capitale pentru autoritățile locale. Vreau să menționez că aceste prevederi care au fost sesizate către Curtea Constituțională sunt în mod ilegal aprobate de către majoritatea parlamentară. Mai mult ca atât, aceste prevederi care au fost la miez de noapte au fost înțelese de către societate ca o batjocură față de banii publici, ca o batjocură față de impozitele care sunt achitate de cetățeni și noi am contestat doar ce ține de amendamentele depuse de deputați, adică sumă de 303 milioane de lei, bani care au fost repartizați de către deputați prin principiul care este mai loial lui Dodon sau Lușor, fiindcă acești deputați au repartizat cel mai multe resurse financiare. Așteptăm ca Curtea Constituțională să examineze această sesizare, să se expună asupra constituționalității acestor prevederi, fiindcă nu este corect ca deputații, prin înțelegeri obscure, să afecteze autonomia locală și să distribuie banii după bunul lor plac. Noi ne punem cu toții întrebarea, cum pot să motiveze autoritățile locale, în mod special primarii, să dezvolte comunitățile, să scrie proiecte, să lucreze luni întregi asupra unui proiect, să cheltuie banii autorităților locale pentru studii de fezabilitate, raport de audit, proiect tehnic și multe alte documentații tehnice, dar la alte localități să primească banii doar că primarii sunt loiali unor deputați sau unor partide politice sau că primarii semnează unele declarații politice. În asemenea context, noi vrem să motivăm primarii să scrie proiecte, să unească comunitățile pentru a soluționa unele probleme locale, dar nu să repartizăm banii noaptea și nu știm exact cum vor fi și valorificați acești bani. Prin sesizarea care am făcut-o noi nu am sesizat să fie efectuat control ce ține de repartizarea banilor prin fonduri naționale sau să fie efectuat control ce ține de bugetul autorităților locale. Noi am sesizat doar ce ține de amendamentele care au fost înregistrate în mod ilegal de către unii deputați și distribuiți banii, iarăși considerăm că nu conform normelor procedurale, mai mult ca atât fiind afectată enorm autonomia locală. Noi am făcut un studiu și am făcut un clasament. De exemplu, raionul Ialoveni, un raion care contribuie cel mai mult prin impozite și taxe la bugetul de stat. Împărțeala aceasta pe timp de noapte a afectat enorm acest raion, fiindcă conform împărțirii au primit cel mai puțin bani. De exemplu, raionul Ialoveni au primit câte 3 lei de fiecare locuitor. Având în considerație că avem raioane care au primit mai mult, poate aceste raioane trebuie să primească și mai mult, dar având în considerație că nu este echitate în modul distribuirea banilor, atunci voi menționa, de exemplu, cei mai mulți bani au primit în raionul Orhei, dar nu au fost distribuiți acești bani în mod echitabil, fiindcă avem primării, de exemplu, primăria Peresecina, care are peste 7.000 de locuitori, nu a primit niciun bănuț, fiindcă iarăși a fost distribuit politic. Avem Comratul, la fel a primit cel mai mulți bani, dar având în considerație că impozitele achitate în localitățile din autonomia Găgăuzia, toate impozitele rămân în bugetul local și totodată se iau impozitele cetățenilor din alte localități, din alte raioane și sunt distribuite pentru investiții capitale. Adică această împărțeală nu este echitabilă, fiindcă noi stimulăm unii primari să nu muncească pentru a scrie proiecte
Iar cei care scriu proiect nu au posibilitate să primească finanțare, fiindcă fondurile naționale nu le sunt atribuite bani, dar sunt distribuiți banii pe aceste criterii politice. Mai mult ca atât, avem și raioane în care, de exemplu, toți banii au fost distribuiți într-o localitate sau două, iar și celelalte localități nu au primit bani, fiindcă nu a fost absolut nimic bazat pe niște criterii, pe niște echitate. Ei s-au gândit în momentul cel repede cum fiecare deputat să-și facă mai multe laude în fața unei comunități sau unui primar, sau încercat să pui la cale alte lucruri mai puțin în interesul comunităților locale. Noi suntem fermi că autoritățile locale trebuie să primească bani conform investiției și fiecărui agent economic relare în comunitatea respectivă să le rămână impozitele în comunitățile date. Atât timp cât un investitor sau o comunitate investește în domeniul afacerii, atât timp cât oamenii din localitate lucrează și plătesc impozite, acești bani trebuie să rămână în comunitatea respectivă. Nu este corect ca politicienii să le ia impozitele, pe timp de noapte să le împartă, în dependență de cum lor le este mai plăcut. Sperăm foarte mult ca Curtea Constituțională să examineze și să vină cât mai repede cu cu decizie finală și sperăm că deputații și majoritatea parlamentară care sunt loiali lui Dodon și Șor se conștientizeze că banii publici, mai ales impozitele oferite de cetățeni, nu sunt banii lor și nu ei au tot dreptul să repartizeze banii cetățenilor așa cum își doresc ei. Mulțumesc mult!